Fiți atenți la ce urmează acum. Să vedeți și voi pe italianul ăsta ce l-a dus capul să facă. Și să vedeți cât de ușor se putea ajunge la crimă. Bineînțeles că, în primul rând, vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici! Păi mă sună Ana, Rusoica. Zice, Adrian, unde ești? Zic, Ana, sunt acasă. Atunci stăteam în rocheta del mar. Zic, sunt acasă. De ce? Zic, ce s-a întâmplat? Și auzi ce îmi spune Rusoica. Zice, Adrian, te rog eu frumos, dacă poți, vino până la terasă. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Bun, Ana, zic, hai că vin. Băi, ce fac, mă? Păi, sunt pe arătare. Arătare unde ești? Busurile sunt acasă. Coboară în fața blocului, că trec să te iau. Bine, bosule. Auziți voi, fraților, băi, mă urc în mașină, mă duc îl iau și pe arătare de acasă, să urc arătare în mașină, băi, și ne ducem la terasă. Bă, soaica, acolo la terasă, mă aștepta. Auziți, iau un scaun, mă așez pe scaun, se așează și arătare, Băi, și ce-mi spune, mă, Rusoaica? Zice, Adrian, fii atent aici, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Bună, Nazim. Te ascult. Și auziți ce-mi spune Rusoaica? Zice, Adrian, ieri am fost în Agua Dulce și am văzut o casă. M-a sunat un spaniol, un om în vârstă, trecut de 70 de ani, și mi-a spus că are o casă de vânzare. că v-am spus că brusoica cu asta se ocupa cu imobiliarele. Deci și am fost la el acasă și am văzut casa. Deci ce? ce să spun, o casă mare, o casă frumoasă, curte, zice, frumoasă și cere pe casă 170.000 de euro. Prețul zice foarte bun. Dar altceva vreau eu să spun. Zice, fii atent. În curte avea un Citroen C4 Picasso. Zice, dacă îl vezi cum arată, impecabil. Interior, exterior, zici că e nou. Și l-am întrebat pe spaniolul ăsta dacă îl vinde. Și auzi, zice, fii atent ce preț, că eu, zice, vreau să-l cumpăr. Auziți voi, rusoaica să-l cumpere pentru ea. Un Citroen C4 Picasso, impecabil. Zice, auzi că cere pe el, 10.000 de euro. Adrian, dacă îl vezi, zice, e impecabil. Și am vorbit cu spaniolul ăsta, după amiază, la ora 5, să mă duc să Că i-am spus că vreau să vin cu un prieten care cunoaște, să-l văd. Dacă vrei tu, zice, te rog eu frumos să mergi cu mine să vezi mașina asta, despre ce este vorba. Că dacă e bună, zice, eu o cumpăr. Urmă, Ana, când trebuie să mergem? De seară, după ora 5, după amiază? Zice, da, dar fii atent. Că eu i-am spus la spaniolul ăsta că după ora 5, că nu știam când dau de tine. Da, dacă vrei și ai timp acum, te rog eu frumos, ai să sun pe spaniol, să vorbesc cu el și poate mergem acum. Să-l vedem. Pun mâna zic? Sună-l. Sună și mergem. Zic, am timp. Auziți, mă, pune rusoai cam mâna pe telefon, sună pe spaniol. Domnule, uite, sunt cu un prieten de al meu care cunoaște la mașini și vreau să vă mașina. Să poate să venim acum? Dar ce spune spaniolul ăsta? Da, Oricând eu sunt aici, ca să zice, vă aștept. Băi, fraților, băi, fiți foarte atenți ce s-a întâmplat cu mașina asta și cu casa. Băi, mare atenție. Fac închide rusoi ca telefon, zice, Adrian, gata, putem să mergem ca să asta că e acasă. Băi, ce facem? Ne urcăm în mașină. Auziți. Ne-am urcat în mașină. Eu, cu arătare și cu rusaica. Băi, și plecăm din Rocheta del Mar, unde stăteam noi, în Aguadulce. Aguadulce e acolo aproape de Rocheta del Mar. Băi, am ajuns acolo la locație, am parcat mașina în fața casei, fac că sună pe spaniol, este spaniol la poartă, ne deschide poarta, Zice, pasa, 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 zice, intrați. P Am intrat acolo în curte, mașina, parcată în curte, în fața garajului. Avea și garaj acolo, dar ea era parcată în fața garajului, în curte. Noi intrăm acolo, iau, mă uit la mașină, bagăm una în spaniol în buzunar, scoate cheia. Să înțeleg că tu ești cel care cunoști. Zic, da, Uite cheia, urcă-te în ea, pornești-o, ieși cu ea, plimbă-te, du-te unde vrei tu și vii cu ea când vrei tu. Mașina, eu n-am mai scos-o de peste un an de zile din curte. Doar ce-o mai pornesc. Mai mă duc cu ea, zice. Bag motorii, nu o aduc acasă. Dar eu n-am mai ieșit cu ea să mă plimb. De peste un an de zile. Dar mașina pornește, merge impecabil, toate schimburile zice, sunt făcute, tot, tot, tot mașina e impecabilă. Ia cheia, du-te și plimbă -te. Păi când am văzut mașina, ce să vă spun că mergea motorul la ceas, înăuntru impecabilă, mare atenție, impecabilă interior-exterior. Păi, eu te zic, hai vă, să ies cu ea, zic, să văd cum merge, știi, cum se comportă la drum, Pun iau cheia okay, de la asta, pac, am pornit, am lăsat-o puțin pornit acolo. Ce zic? Ana, hai cu mine. Spun și la spaniul, bineînțeles, la proprietar. Domnule, zic, dacă vreți, haideți cu noi. Nu, 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 nu. Stați liniștiți, duceți-vă, dați o tură cu ea, plimbați-vă și veniți voi. Veniți voi cu ea, nu-i problemă. probați -vă. probați -vă să vedeți dacă are probleme. Bă, ne-am urcat în mașină. Pa, ca să și arătare. În spate, pe bancheta de în spate. Am plecat cu mașina, mă. Eu, cu rusoica și cu arătare. Ne am urcat în mașină, pa, că am ieșit cu ea pe acolo prin agua dulse. Băi, fraților, băi, mașina mergea impecabil. Schimba impecabil. Nu s-auzea bătăi, nimic, bă, absolut nimic. Păi ce fac, mă? Ies cu ea și pe autovie. Da, mă, zic, să ne plimbăm. da, cât tot ne-am urcat în mașină, zic, să o probăm. Hai să ne plimbăm. Hai să facem o plimbare la Almeria. Bine, zici, haide. Păi și-am plecat de acolo, din Agua Am luat-o pe autovie, dă talpă. Almeria. Almeria acolo, aproape de Agua Dulce. ne-am dus până în, Aguad... până în Almeria, ne-am întors înapoi. Băi, fraților, băi, mașina asta n-a dat, mă, nicio problemă. Nimic. Păi eu te-am ajuns, porțile deschise, intru cu mașina, o bag în curte. Băi, spaniolul ăsta, în curte, pe scaun ne aștepta. Zice, Ana, prețul, ca să știi, ți-l spun din stat, <coughs> nu este negociabil. Pentru tine, eu ție ți-am cerut pe mașină 10.000 de euro. Că dacă venea altcineva să o ia, fii sigură că îi cerea mult mai mult dar pentru tine 10.000 de euro. Asta este mașina care ați probat-o voi. Dacă vrei să o iei, mergem, facem transferența, zice că mașina este pe numele meu, o trecem pe numele tău, ți-am dat actele și ai luat mașina. Și mi-ai dat bani. Bă, ce spune Rusoica? Zice, da. O iau. Mașina îmi place. vă mașina nu avea nicio problemă. Deci mergea impecabil. Zice, da, mașina îmi place. O iau. Bun. hai să mergem la Hestorie să facem actele. Păi, fraților, băi, țineți-vă bine. Băi, uite, să urcă Ana în mașină cu spaniolul și cu arătare, în Citroenul ăsta C4 și eu cu mașina mea. Păi ne-am dus acolo la Hestorie, în Agua Dulce, s-a făcut transferența, după numele la spaniol, după numele la rusoic. i da banii la spaniol, bun, gata mă, a luat mașina. Păi ce zice spaniolul? Acum vă rog eu frumos, duceți-mă și pe mine acasă. Cum să nu, zice rusoica, cum să nu, vă duceam eu oricum acasă. Bă, să urcă spaniolul în mașină, îl duce rusoica acasă, băi. Pe spaniol, rusoica în mașină, cu arătare și cu spaniol. Bă, îl duce pe spaniol acasă. Îmi las acolo în fața porții, ce ce spaniolul. Ana, nu mă uita cu casa. Prețul ăsta zice 170.000 de euro, este un preț foarte bun. Nu mă uită. Cautăm client, te rog eu frumos. Cautăm client, zice să dau casa și ai și tu ceva. Zice, ai și tu ceva de la mine, zice. Păi, ca să vă spun, spaniolul ăsta, avea mai multe apartamente, case, moșteniri, un alta. Vroia să vândă casa asta, că el a zis că vrea să mute în Almeria. Avea casa acolo, apartament, în Almeria. Să nu mai stea în Agua Bun, ce, ce ai cerut să ai liniștit, cu cum au ceva și am un client, l-am adus. Bine. Păi ia uite, acum arătare cu ca în mașină, eu cu mașina mea. Zic, Ana, hai, să dăm drumul acasă. Bine, Adrian zice, iau înainte. Păi a luat-o eu înainte, rusoai ca în spatele meu. Păi, eu te mergeam încet, vă dați seama, să ieșim de acolo, din Agua Dulce, spre autovie. Păi, uite, îi se oprește mașina la rusoaică, vă. Citroenul ăsta ce 4 Poc, s-a oprit în drum. Chiar când să ieșim pe autovie, vă. Cum să ieșim pe autovie? Poc, s-a oprit. Păi, eu am crezut că i-au oprit mașina, știi? Bă, ba, bă, ba, bă, ba, ba, fleșuri, fleșuri, fleșuri. Pune mâna pe telefon, mă sună arătare. Bosule, oprește, oprește, oprește. Să par arunc familiea mea ce s-a oprit sărăcia asta de mașini. Auzi, odată așa s-a oprit în drum. N-a mai mers. Ia uite, îi dă la cheie și nu mai ia. Oprește. Auzi, bă, mă, s-a ca... oprit mașina. Ba, în drum. N-am o Ce s-a întâmplat? Băi, am oprit, am întors, pac, trag mașina acolo. Zic, ana, ce s-a întâmplat? Nu știu, Adrian zice că uite, îi dau și nu mai pornește. Bă, ce dracu, zic, am probat-o, am mers cu ea și până în Almeria, zic. Ne-am plimbat cu ea, nicio problemă, nimic. Și uite, acum, zic, dintr-o dată să oprească în drum. Arătare, zic, să bară fapile, avea de lui sărăcie mașina asta. S-a oprit în drum, ne-a lăsat. Nici am cumpărat-o bine de la ăla, s-a scăpat -o la ăla, s-a oprit în drum. Ce i facem, bosul? Ce să-i facem arătare? O legăm, zic, cu o șufă și ne tragi și până la mecanic. A? Să mă familia mea, ce cum să vă trag eu? Bă, pe altă variantă, zic, n-avem, domnul arătare. Cum arătare, zic, ce întrebare asta, ce facem? Chemăm platforma și o ducem la service. Să ai ca, zice, Adrian, Stai puțin, înainte să chemăm platforma, grua, știi, așa e în Spania, în Spania dacă ai asigurare la mașină și plătești seguro, cum se spune acolo, asigurarea, oriunde îi rămâne. Și în România, dacă pleci cu mașină și oriunde, oriunde ai fi cu, cu mașina, mai ales acolo în Spania, ai sunat la asigurare, vine grua, te ia cu mașina și te duce la cel mai apropiat servis. Deci stai puțin, Adrian, înainte să suntul tu la ăștia, stai să-l sunt pe spaniol, să-l întreb, poate știe el de ce dracu s-a oprit mașina. Poate știe el problema. Păi pune rusai ca mâna pe telefon și îl sună pe spaniol. Da, răspunde spaniol. Si, rusai ca ce, ce, domnule, să vă spun ce s-a întâmplat. Am rămas cu mașina în drum. Ai la ieșire spre autovie, a oprit motor. Știți cumva ce are mașina? Băi, auziți voi spaniolul. Băi, ca să vedeți și voi ce om spaniolul ăsta. Zice, Ana, s-a oprit motorul. Așa, zice, dintr-o dată. Ana zice, da, dintr-o dată. Și mergeam cu ea și s-a oprit motorul. Zice, Ana, știi cum? Să spun cum e viața. Auzi. Omul, perfect sănătos, pleacă de acasă și se poate întâmpla să cadă pe stradă și să-i vină rău. Ori să-i vină rău, ori să moară. Dacă moare, zice, înapoi nu se mai întoarce. Dar dacă îi vine rău, se ridică, își revine și merge mai departe. Omul, zice, așa este omul. Apoi un fier îți dau cuvântul meu, zice spaniolul, că eu n-am știut că mașina are probleme. Nu știu de probleme. Dar auzi, vin cu mașina înapoi, mergem la căstorie, facem actele iară după numele tău, pe numele meu și îți dau banii. nu e nicio problemă, Ana. Eu n-am vrut să te păcălesc. Îți dau banii. auziți vă bă, băi, ca să vedeți spaniolul ce om. Păi eu acum când am auzit ce zic, la asta, da, n-a zis să ducem la service. Asta e, s-a stricat, să putea întâmpla mâine, poi mâine, să se oprească. La asta zic că se repară. Păi ai ca ce, ce, da domnule, hai lăsați-o că o repar eu. Auzi, Ana, spaniol, auzi, stai puțin, stai, nu închide. Du-te cu ea la servis și oricât ar costa reparația, eu o plătesc. Eu în viață, zice, i am trăit bine, că vreau liniște. Nu vreau să te am pe conștiință că ți-am dat o mașină stricată și tu mi-ai dat cât am cerut. N-aș putea să trăiesc cu asta pe conștiință, zice spaniol. Nu, domnule, stați liniște, ce Colom, de aici, o duce la serviciu, nu-i problemă, zice, eu plătesc. Bine, Ana, zice, cum vrei tu? Băi, și închide rusoaica, telefon. Mulțumesc, nu știu ce, Pa, i-a închis telefon. Băi, ce facem, Bă, Dăm telefon la asigurare să vină grua. Băi, fraților, vine grua acolo, pa, curcă mașina pe platformă, Poi o ducem la un servis. Acolo, în aduse cel mai apropiat servis. Pun mașina la servis, pa, cu jos, Ban. vine mecanic. Ce s-a întâmplat? Auziți-vă, bă, băi, fiți atenți aici. Zice, ce s-a întâmplat? Domnule, ce se întâmplă? Ne-a lăsat în drum. Băi, mecanicul ăsta, un om în vârstă. Dar să vedeți și voi, un om, un mecanic foarte, foarte bun. Dom'le, zic, s-a oprit în drum. Acum am cumpărat-o, zic, și ne-a lăsat în drum. Da? Bun. Hai să o împingem în atelier. Băi, nu să urce să-i dea să o pornească. Nu nimic. Să încerce el să vadă cum face, cum se aude, de ce nu pornește. Nu. Hai să o împingem în atelier fac o mașină, vă am împins un atelier. Arătare zice, vă arăt, familia mea. Ia te aveam împins -o noi trei inși și tu ziceai să o legăm cu șufa, să o aduc eu, bă, bine, bă, buream. Puteam eu să vin cu ea aici, buream. Da, și mă gură, zic, cine dracu te punea pe tine să tragi tu cu șufa? Tu ai nebunit, ai la mișto. A, mi-am mi dat eu seama că zici la mișto, ce cum trăgeam eu mașina asta cu șufa? Păi ce, am nebunit. Băi, în fine, Păgă mașina acolo în atelier, vine ăsta cu un aparat, bam, 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 pe cul, pe, cul. pe unde a probat el. Aha, zice, da. Se urcă în mașină, bam, bam, bam. Îi dă ok, scurt, pac, a oprit-o. Gata. Zice, mâine de dimineață, veni și o luați. Uh, am să încerc. Ce cred eu că e problema? am să încerc să-i curăț rezervor. Posibil mașina să fi stat. Zice mecanicul, ia uite, parcă a știut ce a spus spaniolul că a stat. Posibil, zice, mașina să fi stat și să fi acumulat după rezervor, zice, gunoaie, una alta, cu timpul, cu astea, și, -și trage cât un gunoi de la că în rest parametrii, zice, sunt buni și alea, ce a zis el acolo, un alta, bam, bam, dale lui, zice, în rest totul e bine, dar că nu pornești. Asta e posibil să fie. Mâine de dimineață, pe și -o luați. Bun. Băi, eu te-am lăsat mașina la servis. Ce zice vă rusoaica? Ana. Zice Adrian. Vă doare cap. Zice, m-a luat capul. Nu mai pot zice, uite-te și tu ce ghinion. Abia ce-am luat mașina, nici n-am plecat bine cu ea, să o opresc. doare capul, zice, nu mai pot. Da, ia n-a liniștită, zic, așa e, se întâmplă, asta, zic. Păi, ca să vedeți ce înseamnă să, să nu fii obișnuit cu stresul. Eu, fiind obișnuit cu astea, cumpăram, vindeam, cumpăram, vindeam, luam țepe, că v-am povestit atâtea. Mai am să vă povestesc foarte mult. Fiind obișnuit cu asta, pentru mine nu era o problemă. Ea zice, m-a luat capul, zice, hai te rog eu frumos, hai să mergem la o terasă, hai să mâncăm ceva, hai să stăm să, să ne le relaxăm. Și pe urmă plecăm în rocheta. Hai zice că e aici un restaurant, o prietenă de-a mea zice, lucrează acolo, e camareră, o spătăriți. E camareră acolo la restaurant, mergem, mâncăm și pe urmă plecăm acasă. Auziți voi fraților, păi așa am făcut. Păi dar fiți atenți aici. Hai să mergem. Păi ne ducem acolo la restaurant, intrăm în restaurant, în Aguadul se acolo. Am intrat, ne așezăm la masă. Păi vine fata asta. Rusoaică și ea, prietenă cu Ana. Vine fata asta. Bă. A, Ana, ce faci Ana? Nu știu ce, s-au luat ele în brațe acolo, s-au pupat. Ce faci? A, fată, ce să facă? Uite, așa am luat o mașină, s-a oprit într asta să plângea. Era stresată rusoaică. Și să plângea la asta, la prietena ei. Uite ce s-a întâmplat. Stai liniștită că se rezolvă. Hai, zice, ce vreți să mâncați? Am comandat noi, știi ce? Am vrut să mâncăm acolo de băut. Băi, după ce ne aduce fata asta, ce am comandat? Băi, fraților, băi, și-au un scaun și vine și se așează lângă rusoaică, băi. Lângă Ana. Zice, Ana, vreau să vorbesc ceva cu tine. Aici. Da, fata, te ascult, ce s-a întâmplat? Zice, fii atentă E un italian Din Estepona Așa mi-a zis el că stă în Estepona A venit de câteva ori aici la restaurant Și m-a văzut pe aici E nebunit după mine, zice E nebunit, îi place de mine Îmi lasă mereu zice, șpagă, aici, e nebunit după mine. Dar să spun ceva. A venit aici la masă cu un spaniol și au vorbit. Și îi spunea lui ăla că el caută să cumpere aici în Aguadulce ori casă, ori apartament. Că vrea să cumpere aici casă sau apartament. Și mi-a spus și mie, auzi, tu știi într-un apartament, vreo casă, ceva de vânzare pe aici? Eu ce îi zic, zice fata asta? Zic, nu știu. Dar dacă au ceva, te anunț. Băi, fraților, băi, fiți atenți aici. Italianul ăsta, trecut de 50 de ani. Băi, trecut de 50 de ani. Deci era diferență între el și fata asta, rusoaica asta, 20 ceva de ani. Deci 20 ceva de ani diferență între ei de vârstă. Deci, fată, cum să mă bag eu cu italianul ăsta? Într-adevăr, ce are bani mulți, e bogat. L-am văzut. Dar pe mine zice, nu mă interesează asta, eu nu sunt materialistă, zice, nu, nu, nu. Cum să mă bag eu cu el? Zice, are 50 și ceva de ani, zice, diferență mare de vârstă între noi. Nu, nu trebuie așa ceva. Dar mi-a lăsat numărul lui de telefon, Acum zice, eu nu știu dacă mi-a lăsat numărul de telefon cu manevră să-l sun eu, să aibă și el numărul meu că în caz că îi găsesc casa, apartament, sau dacă chiar el își caută casă sau apartament să cumpere. Nu știu sigur. Dar știi ceva? Îl sun. Îl sun după al număr. Dacă tu știi ceva, îl sun și îi spun. Bă, deci italianul ăsta, din Estepona, 50 și ceva de ani, om afacerist, combinator, că să vedeți imediat ce combinații avea. Bani mulți. El vrea să-și ia casă sau apartament aici în Agua se. Acum, noi nu știm dacă de dragul ei, că nu poți să știi ce are omul în cap niciodată, noi nu puteam să ne dăm seama, bă, de-o dragoste, omul a zis că vrea să-și apartament sau casă, poate pentru afaceri. Dar fata asta ce e, o, o fi nebun, zice, și ia casă pentru mine, să fie lângă mine. Deci, niște știe că m-a zăpăcit, zice, de atâtea ori a venit aici la restaurant, e nebunit după mine. auziți mă. Ce zice Ana? Zice, facă uite de unde am luat mașina, uite, spaniolul ăsta are o casă de vânzare. Omul cere 170 de mii pe casă, casa merită, e un preț foarte corect, zice cu ce oferă casa, un preț foarte corect. Sună-l și spune-i. Poate vrea. Bă, sună fata asta, ăsta, pe italian. Domnule, auziți cum îi vorbea? Domnule, domnule, sunt fata de la restaurant, mi-ați lăsat un număr de telefon, mi-a spus că vă interesează să cumpărați o casă sau un apartament și v-am sunat să vă spun că am o prietenă care lucrează la imobiliare și a găsit o casă foarte bună, la un preț foarte bun, dacă vă interesează, luați legătura. Auziți voi italian, când pot să mă întâlnesc cu fata, să merg să văd casa? Zice, păi, fata aici la mine la restaurant, cu niște prieteni de ei, dacă vreți și acum. Da, eu sunt aici în zonă, 10, 15, 20 de minute maxim sunt acolo. Pac și închide telefonul. Bun. Bun, zic. Tocmai bine, mâncăm și noi, știți, până vine ăsta. Păi, fraților, băi, auziți noi acolo la masă am mâncat. Băi, Ana, știți cum era? Stresată la maxim. Supărată. Să mi se întâmple tocmai mie. Că s-a oprit mașina. Că Ana, lasă-o încolo de mașină. Zic că se rezolvă. Nu îți face probleme, griji pentru o mașină. Da, zice, da, să mi se întâmple mie. -așa. Bun. Auziți, voi fraților. Păi noi acolo la masă mâncam, Băi, nu mai durează mult. Pa, vine italianul ăsta. O îmbrăcat bine italianul. Venit acolo în restaurant, se duce fata asta la el, Azi Zice, uite, ea este Ana, faceți cunoștință. Au dat mâna acolo, au făcut cunoștință, m a salutat pe mine, pe arătare. Băi, ia uite, omul acum, caracter civilizat. Așezat frumos la masă, el acolo cu noi. Noi terminasem, știi, acolo de mâncat, tot așteptam pe el să vină. Păi spune Rusoaica, Ana, domnule, uite, am o casă, chiar acum câteva zile am fost, dar am vizitat-o, dacă vă interesează, mergem să o vedeți. Da, mergem, zice, cum să nu? Acum? Acum. Hai să mergem. Unde e aici, în Agua Da, Auziți pe fraților, bă, ne ridicăm de acolo, de la masă. Ăsta a venit cu mașina lui, italianul. S-a urcat în mașina lui, eu cu arătare și cu rusaica, în mașina mea. Băi, să mergem să vadă casa. Băi, ne-am urcat în mașină, ne ducem la spaniolul ăsta acasă. De unde am luat mașina? Ăsta în spatele nostru, eu înainte, bam, 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 pe acolo pe străduți, ajunge la spaniol acasă. Îl sună Ana, voi, pe spaniol. El deci, Zice, da, da, Ana. Zice, deci, uite, am venit cu un client, este interesat de casă, deschide-ne poarta. Da, da, zice, cum să nu încânta, bă, spaniolul să-și vândă casă. Da, da, zice, cum să nu. Hai că acum ești la poartă. Păi este spaniol la poartă, ne deschide poarta, intrăm în curte. Băi, fraților, băi, când a văzut italianul casa, băi, a rămas așa în poartă și să uita la casă. Casa era joasă, nu era cu etaj, casă joasă, curte mare. Băi, ia uite, să uit așa italianul la casă. Avea și o piscină mică acolo în curte. Băi, foarte frumos, verdeață, multă, știi, în curte, acolo, natură. Băi, când a văzut italianul, da, spune la că da, da, mi-e gustat, mi-e gusta. îmi place, îmi place casa. Păi și ne duce Spaniol. Ne bagă prin casă, ne arată casa, în curtea, totul, tot, tot, tot ce era acolo. Zice, asta este casa, prețul de 170.000 de. Dacă ești interesat, spun la italian. Dacă ești interesat, aici mă găsești. Bate în palma și facem actele. Bă, italianul n-a zis absolut nimic. Nimic zice, da, dacă e ceva, ne auzim la un telefon. Ne auzim la un telefon dacă e ceva. Păi eu te nouă la poartă ne-a spus că îi place, că o, alea era nebunit și acum la spaniol, dacă e ceva, ne auzim la telefon. Bă, zic, ce are ăsta în cap, Ce are ăsta în cap, zic, de-i spune acum alu ăsta că s la telefon și nu-i spune, domne, sunt interesat, vreau să o iau, știi cum ne-a spus Nu. Nimic, voi fraților. Bă, ce dracu. Păi eu te rusai că n-am mai zis nimic, să uita la mine, eu la ea. Bă, ce zice italiana? Ana, Bun, am văzut casa, hai să mergem." Bun, haide." Păi am plecat de la spaniol de acolo din curte și spaniolul a rămas așa, știi, că ăsta n-a zis nici că îi place, nici că nu-i place, nici că vrea să o ia, nici nimic, italianul. Da," n-a zice, hai să mergem." Haide." Păi iau, te-am ieșit afară din curte, a ieșit spaniolul după noi, ne-a salutat, știi, ne-a luat la revedere, închide spaniolul, poarta pleacă, în curte. Noi acum la poartă. Bă, ce spune italianul? Ana, hai la restaurant să vorbim. Hai că vorbim acolo. Bine, zice, hai. Bă, s-a urcat italianul la el în mașină, eu cu arătare și cu rusaica, la mine în mașină. A luat-o el înainte, nu în spatele lui, pac la restaurant. Păi ce spune Rusai ca mașină? Adrian, ce părere ai? Zic, ce trebuie cu părere să am? Că ăsta cred că nu e sănătos, zic. ne-a spus la parte, a stat în poartă, zic, s-a uitat la casa, a zis că îi place, că e frumoasă casa și l-am văzut clar că îi plăcea la nebunie casa și Lola ăla, te nu-i mai spune nimic, nici că îi place, nici că nu-i place, nici că o vrea, nici că nu vrea, nimic că ăsta cred că nu-i la cap, zic, e nebun. Hai să mergem, zic, la restaurant, dar să nu pierdem timpul, zic, degeaba cu el. Hai să mergem, zice, dacă el ne-a zis să mergem acolo, haide. Păi, fraților. băi ajunge italianul la restaurant. Să dă jos din mașină. Am ajuns și noi, am coborât de mașină, intrăm în restaurant. Acolo, în Agua se unde lucra fata asta, rusaică Băi, am intrat acolo, zice, el pac să așează la o masă, ne-am așezat la masă, a comandat el acolo, știi? Zice, Ana, mulțumesc foarte mult pentru că ai găsit casa asta. Zice, fii atentă. Mie îmi place foarte mult casa. Opa, băi, atunci mi-am dat seama că e bandit italianul. Nu era prost, nu s-a dat în fața la spaniol, că îi place, că alea, că alea, a lăsat-o așa, ați înțeles? Ca să vedeți ce îi spune acum la Rusuaic. Băi, să vedeți și voi ce a făcut italianul ăsta, voi, băi. băi, ce l-a dus capul să facă. Deci, Ana, îmi place casa. Te rog eu frumos, vorbește cu omul, proprietarul, și întreabă-l dacă lasă casa 150.000 de euro. Dacă o lasă pe 150.000 de euro, mâine mă întâlnesc cu el și facem actele. Mâine cumpăr casa. Dacă o lasă pe 150.000. Băi, noi acum, acum vorbeam aici la masă, vine și fata asta de lucra la restaurant, Rusoica. S-a și a pus scaun și auziți auzit, băi, ce îi spune italianul la Rusoica asta. De lucra aici la restaurant. Zice frumos Uh, uite, am fost, am văzut o casă foarte frumoasă. Casa? Ce zici? Răzând așa cum ar veni în glumă. Ce zici? Nu vrei tu să facem noi o familie? Că și eu sunt singur, și tu e singură, să facem o familie și eu trec casa asta? Acum când o cumpăr, o trec pe numele tău. Păi, când auzi auzit rusoaica. Asta de lucra la restaurant. Auziți, mă, și ia râzând, Domnule, zice ce, ce glumă. Nu, nu, el. Italian, nu, nu, zice, nu glume. Da, da, zice, am înțeles că nu glumiți și tot râzând, știi? Nu, domnule, zice, nu, că eu am unde să stau, stați liniștit, am unde să stau, stau cu chirie, stau foarte bine, muncesc, îmi plătesc chiria, totul este ok. Nu, nu vreau, stați liniștit. Opa, italianul tot zâmbind. A, că nu vrei tu, că așa sunteți voi femeile, că la început așa faceți, dar pe urmă lasă că o să ne înțelegem noi, lasă că o să fie bine el. A, ce dracu are ăsta ca vă zic? Ăsta mai cupără casa sau a dat o gagică reală la mintea lui, zic. Ăsta, zic, urmărește altceva. Zic, că... Și eu lui, domnule, am văzut om prezentabil, așa zic, domnule, noi ne grăbim. Zic, noi trebuie să plecăm, ne-am venit aici pentru altceva. Aveți de gând, zic, ceva serios cu casa asta? Sau ca să știm să nu pierdem timpul, zic, nici noi, nici dumneavoastră. Auzi? Adrian, îmi spune el mie. Adrian, eu vreau să cumpăr casa Ana, te rog frumos, sună-l pe proprietar și întreabă-l dacă o lasă într-o 150 de mii, mâine fac actele. Italianul. Bă, de ce îl hotărâ să acasă? Bun, bă, pune rusai ca mâna pe telefon, bă, bă, pe telefon, știi? N-a răspuns. Spaniolul. Ăsta de vin de acasă. N-a răspuns la telefon. Bă, încearcă, încearcă. Nimic. Ce zice Ana? Domnule, să merge la el acasă la și vorbim acolo cu toții. Nu, nu, zice, fii atentă. Uite numărul meu de telefon la Rusoica. Cartea lui de vizită. Pac, întinde cartea de vizită spre Rusoica, spre Ana. Ana ce face? Împinge cartea de vizită la mine. În dreptul meu, cartea la Italian de vizită o împinge la mine. voi Rusoica. Doar ce-i spusese prietena aia ei despre ce e vorba cu ăsta. Zice, Ana, uite cartea mea de vizită. Dacă acceptă, mă suni. Și eu vin mâine, dacă accept așa, și cumpăr casa. Bă, că ce facem, Împinge cartea de vizită către mine, în dreptul meu. Și zice, domnule, dacă acceptă proprietarul, vă sună prietenul meu, Adrian. Da? Bun, zice, așa rămâne. Băi, ne ridicăm de acolo, de la masă, Italianu a rămas acolo. A rămas la masă. Ne ridicăm de acolo, de la masă, e o arătare. Și Ana, Rusai voi și eu ce la mașină. Pe păi ce zice? Rosaica? Adrian, hai, dacă toți suntem aici, hai să mergem la spaniol acasă. Hai să mergem să vorbesc cu el. Dacă lasă casa, așa cum spune ăsta, să-i dăm un răspuns, sau poate se înțeleg undeva la jumătate. Hai la spaniol. Ba, mai cerc, am mai încercat ea din mașină să-l sune. Pe spaniol da, a răspuns. Băi, ne ducem la spaniol la casă. Pa, păi, sună la poartă, sună și la telefon. Răspunde, băi, spaniolul. Da, 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 Ana, scuză-mă, scuză-mă că n-am auzit telefonul. Suntem la poartă, deschideți poarta ce să vorbim. Pa, păi, deschide spaniolul, intrăm în curte. Păi ce spune rusoaica? Domne, uite, italian, am fost cu el, am vorbit. Auzi, 150 de mii îți oferă pe casă dacă vrei. Zice, Ana, pune, transmite-i tu că dacă îmi dă 160.000, eu o dau. Un euro mai puțin de 160.000, de nu o dau. Ăsta e ultimul preț. Oricum, i-am lăsat foarte, foarte mult. Dar vreau să o dau. Bun. Păi am plecat de aici. Ne ducem înapoi la restaurant. E acolo, italianul, la masă. Băi, el era nebunit după fata aia de lucra acolo. Nebunit? Băi, ne ducem acolo. Auzi ce spune italianul acum la Rusai. Deci, Ana, dacă tu ai rezolvat-o, ai de la mine 5.000 50 de euro. Auziți, vă, 5.000 50 de Stați, domnule, ce stați puțin că să vă spun cum e treaba. Nu o lasă în 150 .000. a zis că 160.000, ultimul preț. Ana, o cumpăr. Auziți, bă? O cumpăr. Mâine ne întâlnim la acte. Bun, bă, sună Rusoica cu proprietarii, spune că ăsta vrea să o cumpere postă și aici de Băi, și plecăm. Bun, ne auzim mâine la un telefon, spune Rusoica și... Băi, am plecat de acolo, de la restaurant. Am plecat în Rocheta del Mar acasă. Băi, fraților, băi, următoarea zi, de dimineață, băi, fiți foarte atenți. Următoarea zi de dimineață, ne-am dus să luăm mașina de la servis. Ne-a mecanicul, mâine de dimineață veni să o luați, că mașina e gata. Băi, ne-am dus acolo. La servis. Băi, mașina era făcută. Deci, dacă ați da, ști voi ce a avut în rezervor, rezervorul plin de gunoaie, mizerie, zice, asta a fost atras mizerie, zice, pe conductă de aia s-a oprit și a mai schimbat eu, nu știu ce a zis el acolo, senzor că a schimbat, a mai schimbat eu acolo ceva, gata mașina. Bun, Păi, a făcut plata. Rusă a luat mașina. Băi, acum ce zice, Adrian? Sună pe ăsta. Băi, italian? Și întreabă-l dacă mai rămâne valabil cu casa, să ia casa. Să meargă să depună actele, așa trebuie depuse actele, mă rog, să dă un avans, nu știu cum, bam, bam, ca să fac acte la casă. Bun, bă, sunt pe pe italian. Domnule, zic, uite, în legătură cu casa, dacă mai e valabil. Adrian, dar cum? Eu nu-mi iau vorba înapoi. Dacă se poate, mergem acum și facem actele. Eu cumpăr casa ne-am întâlnit cu italianul, am mers la spaniol acasă, fiți foarte atenți. Au mers la Hestorie, au depus niște acte, acolo, bam, 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 cum să procedează. Băi, fraților, pe păi, italianul a luat casa, bă. A cumpărat casa de la spaniol. Băi, după ce am terminat noi la Hestorie, acolo, tot ce au avut ei de făcut, ce spune italianul? Adrian, vă rog eu frumos, dacă acceptați, e plăcerea mea. Fac și eu o cinste că am cumpărat casa asta. Haideți la restaurant să mâncăm ceva, să bem. Fac eu, vă rog frumos, nu mă refuzați, că vreau eu să fac o cinste că am cumpărat casa asta. Vă rog mult, nu mă refuzați. Băi, Ana că nu prea vroia să meargă. Eu am simțit-o. Ana zic, a, nu ceva, are el plăcere la cumpărat și el casa, să simte și el bine. Noi frumos, zic, să refuzăm. Că vrea și el să o ude, zic, cum să zice, să facă și el cinste ca a cumpărat casă. Hai să mergem. Bine, Adrian. Băi, fraților, băi, ne-am urcat în mașină. Spaniolul a plecat. Sau s-a acasă. Băi, ne-am urcat în mașină și ne-am dus la restaurant. Bineînțeles, restaurantul lui preferat, acolo unde lucra, Rusoica. de i plăcea lui de Băi, ne ducem acolo, comandă el, bă, face o masă mare. Băi, fraților, băi, țineți-vă bine. Băi, din vorbă în vorbă, cu italianul ăsta, începe el și ne spune cu ce se ocupă. Că aduce mașini din Germania, aduce auto, autorulote, din Germania le vinde în Spania, are în Italia niște afaceri, mai are și în Estepona niște afaceri unde vinde țigări. Opa! Zic, domnule, țigări de la linia de acolo, de la, aduse din Gibraltar? Să uite eu așa la mine. Zice, da, dar de unde știi tu? Zic, păi, am ocupat și eu, mă ocup și eu, zic, cu treaba asta. Pe lângă aur, că îi spusesem și eu, știi, că cumpăr aur, dacă are aur de vânzare, cumpăr aur și asta. Mașini. Zice, da, de unde știi tu de țigări? Că tu ai spus doar de aur și de mașini. m-am ocupat și mă mai ocup și cu treaba asta. Zice, serios? Te ocup cu treaba asta cu țigări? Ai oameni la țigări? Zic, da, am oameni. Adrian, ce mă bucur! Păi noi doi facem afaceri. Noi doi facem combinații. Era acolo la masă, îmi spunea încet. Noi doi facem combinații. Păi eu, zice, cu țigării. Gata. Am numărul tău, ținem legătura. Ținem legătura. Dacă se poate, cât de curând, mâine, poi mâine, când poți tu, vii la mine acasă. La mine acasă ne stepona. Vii și vorbim. Bine, domnul. Băi, am stat acolo la masă de vorbă, mi-a făcut el o cinste, n-am stat mult. Acolo, așa, să o sănătos, să fii sănătos, băi, am plecat. El a rămas acolo. Băi, el în continuare, la Rusoai, caia uite, am luat casa asta, am cumpărat-o. Dacă vrei, du-te să stai în ea, te muți acolo, stai acolo, nu te deranjează nimeni, nu vreau să avem vreo relație, zice deci, italianul. Eu stau în Estepon acasă, asta am luat-o de vacanță, te duci, stai acolo, nu te deranjează nimeni, stai cât vrei, nu-mi plătești chirie, nu-mi plătești nimic, zice italianul. Stai tu acolo. Nu, domnule, zice, mulțumesc, zice, nu, 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 nu. Bun, băi, ia uite, acum să ne ridicăm de acolo, de la masă, să plecăm. Ce zice italianul? Adrian, ne auzim la un telefon. Te sun eu mâine. Bine. Păi am plecat de acolo. El a rămas la restaurant. Mare atenție. Noi am plecat. Eu, arătare și rusoica. Am plecat în rocheta del mar. Păi, noi în mașină. Am ajuns noi în rocheta. V-am spus că e acolo aproape a dulce de rocheta del mar. Băi, am ajuns în rocheta. Acum când am ajuns în rocheta, am tras mașina acolo în față, la unde stătea Rusoica, fața blocului, Păi, stăteam de vorbă în mașină. E păi, italianul ăsta. Băi, nu mai durează mult. Pau, sună telefonul, băi. La Rusaică. Cine o sună, prietena ei, aia de lucra la restaurant. Ana, să-ți spun o bombă. Ce fată, ce bombă? Să-ți spun o bombă. Poți să mă asculți? Tot zice, te ascult. Italianul ăsta zice, e nebun. Știi de ce a venit mai mult aici? să-mi facă cadou un ceas din aur. N-a vrut să mi-l dea de față cu voi, aștepta să plecați voi și pe urmă m-a chemat la masă să-mi dea ceasul cadou. Fată, un ceas din aur. A vrut să mi-l dea cadou. Și ce, Ana, și nu l-ai acceptat? Nu! Cum să accept? Zice, să accept eu ceas de la el. Păi asta ar însemna că am făcut primul pas către el. Nu, fată, nu accept așa ceva. Bravo, zice. Foarte bine, nici să nu accepti. Nu, nu, dar nebunul zice a cășunat pe mine, mi-a băgat cu forța, zice ceasul în buzunar, l-am scos, l-am aruncat. Nu vreau, fată, să am nimic cu el. Ăsta e nebună a cășunat pe mine. Băi, n-a acceptat, bă. rusoai că ceasul, nu l-a acceptat. i L-a dat înapoi, asta cu forță, l-a băgat în buzunar și al. Nimic? N-a vrut. Bun. Tu ca spune, știi Ana, fac așa foarte bine să nu accepti nimic de la el, dacă n-ai de gând să ai ceva cu el, să nu accepti. Nu, zice asta. Nu, nu și nu. Bun, bani, telefon. telefonul. cum acolo în mașină, am mai stat puțin de vorbă, v-am plecat. Am dus pe acasă, m-am și acasă, a rămas și rusoai la ea acasă. Păi următoarea zi, de dimineață, ne-am întâlnit la cafea. Eu cu arătare și cu Ana, rusaică. Ne-am întâlnit acolo la cafea, la terasă unde ne întâlneam noi. Băi, ia uite, cum am ieșit acolo, nu mai durează mult, bangă, sună telefonul. Italian, din Estepona. Răspund, da, domnule, zic ce s-a întâmplat? Adrian, diseră, poți să vii la mine acasă să vorbim? dice italianul. Da, zic, vin pe la ce oră? Păi după ora 9, oricând eu sunt acasă. Îți las locația unde stau și după ora 9 zice, te aștept la mine acasă. Zice, la mine acasă vii. Nu în altă parte, nu la mine acasă. Bun zic, lăsați-mi locația că vin. Băi, fraților, băi, mi-a lăsat locația. Din Estepona stătea la apartament până la să locația, am închis telefonul cu el, am mai stat noi acolo puțin la terasă, în fine, am plecat la treaba noastră eu cu arătare, s-a dus și ca la treaba ei, păi, tu p amiază, iau pe arătare, ne urcăm în mașină și plecăm din rocheta del mar cu direcția este să ajung la ăsta. zis el, după ora 9, să ajung la el la casă. Băi, am ajuns la locație, băi. Unde stătea italianul? Trag mașina în fața blocului și îl sun. 9, 10, ceas. Da, Adrian. Pac, îți deschid dușa, urcă la etajul 1. Băi, mi-a deschis ușa urcă la etajul 1. Băi, un apartament mare. Și o terasă mare avea italianul ăsta acolo, un apartament super frumos. Păi ne deschide ușa, intrăm în apartament, ne duce pe terasa. Cu umbrelă, masă, scaune acolo. Adrian, fii atent. Dacă vrei, facem afaceri împreună. Zic, da, domnule, zic, că... Câtă marfă ai nevoie? Bă, îmi spune el ce țigări vrea, câtă marfă vrea. Zic, hai ca să spun, constă treaba. Eu nu pot să-ți aduc marfă de 10.000 de euro. O dată. Nu știu dacă știi, zic, cum sunt legile aici. Dacă te prinde garda, zic, cu țigări de 10.000 de euro, îți ia marfați, o confiscă, îți confiscă și mașina și îți face și dosar penal. Păi și atunci zice, cum facem? Că eu vreau marfă de 10.000 de euro. Păi, ca să-ți aduc, zic, ți aduc de două ori. Două curse. 5.000 cu 5.000. Ca să n-am și o probleme, zic, cu garda, zic, în caz că mă prinde și am marfă sub 10.000 de euro, zic, îmi dă doar o amendă, dar nu-mi face nimic. Nu confiscă, bineînțeles, marfa, dar nu confiscă și mașina, dosar și alea, nu. Îmi ia marfa, zic că asta e, am pierdut eu marfa, am dat și o amendă, dar nu îmi face dosar. Ia uite, mă, uite el așa la mine. Zice, da, da, am auzit eu că așa este. Auzi, mă, că a auzit el. De unde că ăsta știa despre ce e vorba de el? a încercat-o cu mine, ce-o fi zis, Poate mă risc și aduc, să nu stăm pe două curse, să înțelegeți? Ce-o fi zis? l mă -l iau așa dacă mi-aduce și să riscă, să riscă pe pielea lui. Zice, da, am auzit eu ceva, ceva că ar fi așa, dar uite că și tu confirmi, da, da, am înțeles. Păi și cum, în două curse îmi aduci? Da, domnule, zic, 5.000 cu 5.000, marfa, am făcut noi calculul, știi câte cartușe ale. să intre 5.000 de euro tot. Deci, pe păi Adrian zice, fii atent cum facem. Eu uh, nu pot să-ți plătesc acum uh, marfa. Uh, și nici nu pot să o duci la mine acasă. Deci, uite cum facem. Într-o oră, eu îți dau locația de unde trebuie dusă marfa. O oră, două. Acolo, în curtea asta, este o curte unde nu locuiește nimeni. Păi, părăseală era acolo. Zice, nu locuiește nimeni. Eu am crezut că e casa lui. Dar nu era, bă, era părăseală, că să vedeți imediat ce s-a întâmplat. Vă ia capul. Deci acolo nu stă nimeni la casa asta. În curte e o dubă. Tu te duci, lași marfa în dubă. Să zicem că noaptea asta ai duce marfa. Noaptea asta, să zicem că ai dus marfa în dubă. Mâine la ora 12 ziua, vii aici, la mine acasă, să am dat următoarea zi face altă cursă, la fel, piște am dat bani. Ce zici? Accepți accepte așa? Băi, acum, ce să vă spun? Ia uite, la el acasă? Și zic, băi, altă variantă nu avem. N-are -are omul cum să-mi dea bani înainte? M-am gândit. N-are cum să-mi dea omul bani înainte? Pe marfă, că poate banii nu-i mai aduc. Zic, dar de ce nu vine el acolo când i-am adus marfa să-mi dea și bani? Zic, Domnul, eu am înțeles acum, zic. Perfect, am înțeles. Dumneavoastră, zic, nu vreți să veniți acolo să nu vă afișați. Să nu fiți văzut, să nu fiți complicat. Și mi și eu i-am zis-o pe față. Nu vreți să fiți complicat în așa probleme, dacă ar fi probleme, și vreți de la distanță să lucrați cu mâinile curate și să săriște alții, zic, pentru dumneavoastră. Bravo! Adrian, tu ești foarte deștept. Mi-am dat seama. Zic, dar nu puteți să lăsați pe cineva acolo la mașină, cu banii. Și când am lăsat Marfa să ne dea și banii. Deci Adrian, eu cred că am pe cineva de încredere? Nu am. Nu am. Dacă tu ai încredere în mine, că eu nu te, nu-ți dau ție țeapă și îți dau banii, lucrăm împreună. Dacă n-ai încredere în mine, zice, nu lucrăm. Cum vrei tu, totul depinde de tine. Dar eu zice, îți, da, îți fac plata. Bă, ce m-am gândit? Bă, zic că ăsta nu vrea să afișeze, nu vrea să săriște, nu vrea să aibă nicio legătură, să fie el complicat în caz că ne prinde garda, că ne urmărește ceva, el să fie cu mâinile curate, să n-aibă absolut nicio problemă, m-am gândit. Hai, mă zic, să mă fac, ce pierd până la urmă? Zic, 5.000 de euro, tăi dracu, colo, zic, pierd? Da să-l văd pe el dacă e om. Bă, întind mâna, uite așa, spre el, batem palma Așa rămâne. Mâine seară, ai marfa acolo. lasă locația, zic, și mâine seară, în dubă, tu ai marfa acolo. Adrian, ești sigur? Spune el mie. Zice, ești sigur? Tot zic, sunt foarte sigur. Dacă ți-am spus, mâine seară ai marfa, la ora 1 fix, noaptea, tu ai marfa în dubă. Ca să știi. Să nu lași marfa acolo peste noapte, zic, să dispară marfa, să... Nu, 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 nu. Lasă că eu am oameni, cum a ajuns marfa, să rezolv. La ora 1, noaptea fix? Da. Bun. Băi, așa a rămas, mă. Băi, fraților. Băi, ce fac, mă? Plec de la italian în casă. A plecat și el, s-a dus acolo, mi-a lăsat locația de la casa aia, de la părăseală. Băi, eu mă duc la un marocan acasă, acolo este Estepona. Sunt pe marocanul ăla, cu toate că era târziu. Băi, zic, unde ești, bă? Adrian, sunt acasă. Ce-ai făcut la ora asta? Băi, lasă, că spun eu ce-am făcut. Ești acasă? Da, zice, vină la mine. Băi, mă duc la marocanul ăsta. Acasă. Băi, marocanul ăsta, prieten foarte bun. Și când spun prieten foarte bun, voi știți. Îl cunoașteți pe Mohamed, că v-am povestit atâtea întâmplări cu Mohamed. Deci, prieten foarte bun cu Mohamed uite așa, bă, ca frații. Vinu, zice, vinu la mine acasă să vorbim. Păi le-au pară, tare, pac și mă duc la marocanul ăsta. Ajung la el la casă, pac, deschid de ușă, intrăm în cas, ne așezăm la masă. Băi, fraților, hai ca să vă spun care era treaba cu marocanul ăsta. Băi, ăsta, marocanul ăsta, avea oameni la linia, la Gibraltar, acolo unde se treceau țigările din Gibraltar în Spania. el avea oameni care aducea țigări din Gibraltar, că nu puteai tu să aduci să vii cu 10 cartușe sau eu știu 100 de cartușe încărcate în mașină. N aveai voie. mai prindea pe ăștia cu bicicleta cu 3-4 și le lua uh, barfa. Nu aveai voie, treceau și băga în ghiozdan, sau băga pe ei așa cartușele, percheziționa. Opa, trei cartușe, n-ai voie să piscă dar el avea oameni care treceau cu marfă. Și el cumpăra marfa de la ei. Zic, bă, băiatule, zic, fii atent aici. Uite, v-am vorbit cu cineva, are nevoie de marfă. Da? Arian? Când? Mâine seara. Băi, zic, uite, ăsta vrea să-i duc marfa la o părăseală, la o dubă. Eu o duc acolo în curte și să-i duc marfa acolo. Adrian, păi, stai așa puțin bine că mi-ai spus. Păi nu te las eu pe tine la greu, te las eu pe tine la greu. Uite cum facem. nu e problemă, că marfa mi-o plătești pe urmă. Nu trebuie să-mi dai banii acum. Eu, pe mine, zice, mă răspunde să-ți duc marfa la locație. Două curse facem. Nu facem o cursă ca să știm. Știam cum lucrează Marocan. Două curse se fac. O cursă știi și tu cu 10.000? Da, mă știu. Două curse. Eu duc marfa, trimit oamenii mei direct acolo. Și descarcă marfa în dubă. E bine? E bine, mă, când? Mâine seară zic, băi, vezi că eu am spus ăla la ora 1 fix, care marfa în dubă. La ora 1 fix, zice, are marfa în dubă. Bun, Băi, fraților, băi, plec de la Marocan de acasă. Am plecat. Băi, mă duc, îmi iau o cameră la hotel acolo în Estepona, să stau acolo, zic, băi, două, trei zile, stau aici la hotel până să rezolvă treaba. Mi-a lăsat italianul locație, dau și eu locația la Marocan. V-am spus, am spus bă, la camera de hotel. Băi, următoarea zi, o la Marocan acasă pe zi, Adrian, diseară la ora 1 fix, Marfa e acolo. Urmă. Băi, fraților, băi, noapte. la ora 1 fix, ce-a făcut mă marocanul? A luat Marfa la oamenii lui care avea el o amendă, aduceau din Girdatar, au băgat în mașina lor care era făcută o de și lușale, pac, 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 mașina și a trimis doi marocandai lui cu mașina la locația aia acolo, Păi și-au descărcat marfa în Dubai. Bam, 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 din mașina lor, în Dubai, și-au plecat. Pac, primesc semnal, Adrian, ok, ok. Eu eram la hotel, la ora aia. M-a sunat marocanul, Adrian, este ok, bun. Auziți. Stă dimineață, mă trezesc, fac. Până la 9 și ceva, mă sună italian păi, acum zic, na, a găsit marfa acolo, mă gândeam eu, știi? În dubă, ce vreau să fac, mă sună să-mi dea bani. Pam, mă sună. Adrian, te aștept la mine acasă la ora 12, cum am vorbit. Bine, mă. Păi mă duc la el acasă, la mi-a făcut plata, bă, 5.000 de euro. Deștept italianul, el ce-a vrut. De ce mi-a zis, vii la ora 12? să aibă timp să numere pachete, să desfacă cartușe, să nu fie țeapă, să nu fie dalea trase, înțelegeți, țigările să fie trase, să fie de-astea nașpa, cum ar veni să le bag eu lui pe, pe gât lui, la italian. A verificat marfa, a fost că e marfă bună, exact ce am vorbit noi, păi mi-a dat banii, mă. Italianul. Adrian, diseară, da mă, de, diseară e marfă acolo la ora 1, fix, Bine, Adrian, băi, auzi, uite, băi, om ca lumea ăsta, om de treabă. Băi, fraților, băi, am plecat, mă, la hotel, primesc semnal de la Marocan, că e mașina pregătită, la ora 1 fix, marfa la dubă. Băi, ce să vă spun? Că am făcut și al doilea transport, au dus băieții marfa acolo, pac, următoarea zi, mă duc la italiana acasă. M-a sunat, el m-a chemat să-mi dea bani. Zice Adrian, bam, 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 ăștia sunt bani. Zice, fii atent, stop aici, că deocamdată nu mai am nevoie, lasă-mă să-mi rezolv niște treburi. Am eu niște treburi de rezolvat, că mai luam arfă de la tine și auzi, ne auzim. Ne auzim la telefon. Păi bineînțeles că mi-am luat partea mea care îmi venea mie, bang, am luat banii, băi, și plec de la Italia. Zice, ne auzim? Mi-a spus că mă sună. Ne auzim. Bun, mă. Păi, ia uite, îmi dau eu partea mea de o parte frumos, partea la marocan. Băi, ești acasă, da, Adrian. Acum am dus la marocan acasă, îi dau și lui partea lui. Adrian, mai vrea ăsta, Marfă? Băi, zic, deocamdată nu mai vrea. Care niște treburi de rezolvat, zic, aleași. dacă e ceva, te sun eu, te anunț, vin la tine acasă și vorbim. Bine, Adrian, anunță-mă cu ceva zile înainte, ca să știu eu, să-mi pregătesc eu terenul, tot ce trebuie, zice, ca să fie bine, să facem treaba bună. Marocanul. Bine, mă. Băi, plec de la Marocan de acasă, au luat tare, ne am luat frumos partea noastră, băi, și-am plecat. Băi, fraților, auziți-mă, băi, țineți-vă bine, băi, țineți-vă bine, să vedeți ce s-a întâmplat. Băi, voi a cap. Ascultați-mă ce vă spun, ca să vedeți ce avea italianul ăsta în cap, băi. Ce minte diabolică avea italianul ăsta. Auzis-mă. Păi am ajuns acasă. Păi, după vreo două, trei zile. Băi, o sună rusoica de la restaurant care lucra, camarera. O spătăriță. O sună pe Ana. Plângând. nu la terasă. Era ceasul 9-10, seara. Noi la terasă, la o cafea, un alt acolo, eu, Ana și arătare. Stăteam acolo la terasă, la o cafea. Băi, sună fata asta. Rosoaica, asta o sună pe Ana, bă. băi, plângând, plângând la telefon. Ce-ai făcut, fată, întreabă Rusoica. ce-ai făcut, fată, de ce plângi? Ana, vreau să vorbim, vino urgent la mine acasă, vreau să vorbim, că s-a întâmplat ceva, zice, De vreo săptămână și ceva, sunt terorizată. te rog, vino, 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 vino. Hai și închide telefonul, Rusoica. Hai să uită Ana așa la mine. Zice, Adrian, zice, m-a sunat acum prietena mea, din Agua Dulce, Rusaica, și zice, plângea la telefon. A zis că de o săptămână și ceva e terorizată, să merg până la ea acasă. Hai, te rog frumos, zice, dacă vrei, ia-l și pară tare și hai să mergem. La ea acasă, vedem ce s-a întâmplat. Haide mă, Ana! Băi, fraților, băi, țineți-vă bine și fiți foarte atenți la tot ce urmează acum, că eu de-aia v-am povestit. Păi, eu, eu nu vreau să vă povestesc așa, păsărite, bam, bam, bam și gata. Să zic că v-am povestit și nu. Băi, eu pun suflet și eu trăiesc momentele alea și în momentul când vă povestesc, eu văd așa exact ce s-a întâmplat acolo și vă povestesc exact ce s-a întâmplat acolo ca voi să vedeți cu ochii minții. De Aia stau și am răbdare și vă povestesc pas cu pas ca să vedeți cu ochii minții exact ce s-a întâmplat acolo, dacă se poate să trăiți și voi momentele alea care le-am trăit eu. Bine, e mai greu prin ce vă povestesc, e una să fie acolo, o alta, dar eu vă povestesc în așa fel și pun atâta suflet ca să vedeți cu ochii minții ce s-a întâmplat acolo. Auziți! Păi ne urcăm în mașină, v-am spus, era 9 și ceva, 10 ceasul, noapte. Păi ne urcăm în mașină, băi și ne ducem la fata asta acasă. Păi ea stătea cu chirie, la o casă bătrânească, veche casa, așa, bătrânească, mică, avea doar un dormitor acolo, living, baie, bucătărie, mă rog o casă mică, cu intrarea în casă, direct după trotuar. În agua dulce. Deci direct după trotuar, intrai în casă. Păi am ajuns acolo, am parcat mașina mai departe, că erau mașini în fața casei la ea. Am parcat mașina puțin mai departe. Băi, și eu ce la fata asta acasă? Băi, asta plângea, băi, fraților. Băi, plângea și avea niște ochi în cap. Uite, așa te acolo la masă și plângeam. mă. ce a făcut? Bă, să plânge halul ăsta cine a murit, bă? Eu mă gândeam. Bă, ne deschide ușa, intrăm în casă, ne pună la masă. Treabă, că ce ai făcut fată? Ce s-a întâmplat? Vai, că sunt terorizată de o săptămână și ceva. În fiecare noapte auziți în fiecare noapte între 12 și 1 noapte, nu știu cine o fi, vine la mine la ușă, ciocă -ne la ușă și pleacă. Când deschid ușa, nu văd pe nimeni. Zice, nu se poate așa ceva. Unde fuge, că ea unde stătea acolo, mai erau vreo două, trei case și imediat se făcea o stradă la dreapta, știi? Zici, nu știu, poate că fuge el, zice, așa repede și ajunge și face dreapta acolo nu știu, am încercat, zice, am stat și aproape de ușă, cum a ciocănit la ușă, pac, am ieșit Nu știu unde dispare fata asta. Mă terorizează în fiecare noapte, îmi bate la ușă. În fiecare noapte, între 12 și 1 noapte îmi bate la ușă. Vă eu frumos. Băi, plângea, deci fata asta plângea și ne povestea. Vă dați seama, singură în casă, n-avea iubit, bărbat, n-avea mă nimic. Singură mă terorizează. Nu știu cine o fizice, nu știu cine... Vă rog eu frumos, Ana, dacă vreți, rămâneți cu mine noaptea asta. Rămâneți cu mine, că să poate să aud la ușă și e Adrian aici, a ieșit băiatul ăsta, zice, poate îl prindem pe ăsta, îl vedem cine e. Băi, fraților, băi, am rămas acolo, la ea acasă, în noaptea aia. Păi, ce credeți? S-a făcut ceasul 12, 12 jumate, 1, 1 jumate, 2, băi, până la ora 3, de dimineața am stat la ea acasă. Nimeni, mă. Nimeni n-a bătut la ușă. Păi ea plângea, băi, n-aveam, auzi, cum să nu o credem. Deci plângea fata și ne spunea, nu era nebună fata să vorbească, iurea să bată câmpii. Deci fata plângea și ne spunea, fată, bate cineva la ușă. Bate cineva la ușă, bate cineva la ușă. Păi, tu și dracu, unde cineva? O terorizează. Păi, am plecat spre dimineață, mă rog. Băi, următoarea zi, iar o sună pe aică. Iar o roagă frumos, dacă vrem să venim pe la 11 și ceva, să stăm la ea, până la ora 3, poate vine în seara asta, zice. Păi, ne-am dus iar următoarea seară la ea, până la 11 și ceva, am ajuns. A făcut ceasul 12, nimic. 12 jumate nimic, 1 nimic, două până la 3. Păi nimeni n-a venit să bată la ușă. Ea zice, nu se poate, voi mă luați de nebună. Deci voi mă luați de nebună, dar eu vă jur, zice, vă dau cuvântul meu. Până acum, în fiecare seară de o săptămână și ceva, mi-a ciocănit la ușă. Îmi este frică să mai stau în casă, zice, că vine peste mine în casă. Nu pot să știi ce se întâmplă, ce are ăsta în cap. Unde, bă, că noi am fost urmăriți și când veneam noi la ea, nu se bătea la ușă, că să vedeți imediat. Să știa, voi sunt acolo, nu, pa, va. A stat acolo nimeni. Băi, trei nopți. Trei nopți. Ne-am dus la fata aia acasă. În fiecare seară. N-a venit nimeni. La treia noapte. Ce zice? Uite, peste drum acolo, e o fată, zice, o russoică, care mă cunoaște, e bărbasul și fratele lui bărbasul. Zice, stă cu ea în casă. A, zic, da, stai așa puțin, stai puțin, zic, de ce nu spui așa? Vorbește cu fata asta, dacă zici că te cunoaște, să ducă ăsta, arătare, să ducă ăsta să stea acolo în casă și să se uite de acolo din casă aici la ușă. Băi, era vis a -vis, puțin mai în stânga, așa, dar să vedea, știi? Să stai la acolo în casă, a treia noapte. Să stai î, arătare acolo în casă. E, să uite la tine la ușă. Poate îl vede pe ăla. Da? Păi să vorbesc cu fata asta dacă o fi acasă, că ei nu prea vin pe aici, a zice, sunt plecați. Păi o sună pe asta, mă. Păi ai caia. Ca fata, ești acasă? Ce da, sunt acasă. Asta nu prea stătea pe acolo, pe acasă. Da, zice, sunt acasă. Păi uite să vină ăsta, că uite îmi bate la ușă. I-a spus voia, știi? Ce s-a întâmplat? Băi, să duce arătare în casa acolo. La era în casa acolo, bărbatul la rusoaică aia și fratele lui. Tot ruși. Deci ăștia erau ruși toți. Păi să duce arătare acolo. Ia uite, a stat, a făcut 12, 12 jumate, 1. Nimeni, mă, fraților. Deci n-a bătut nimeni la ușă. N-a venit nimeni să uită arătare, mai deschidea ușa, să nimeni. Deci arătarea a stat acolo, s-a uitat nimeni. Băi, a spus, am plecat noi pe la trei, a venit un Rusoai Caia, ca a venit bărbasul, fratele lui bărbasul, au venit la fata asta în casă. Dar ce s-a întâmplat cu... Da, uite, de o săptămână și ceva, mă terorizează, spune asta. Că ce păcat zice că noi mâine seară plecăm de acasă, că uh, stăteam noi la pândă, ăștia știi, rușii. Dar trebuie să plecăm și alea zice, plasă că vedem cum facem, poate îl vedem și nu știu ce, nu știu cum, rușii ăștia. Băi, fraților, băi, am plecat pe la ora trei ceva de dimineață, 4 de dimineață, am plecat de la ea de acasă. Băi, bineînțeles, iau uite, nu puteam neacum acum să venim în fiecare seară la ea acasă. Băi, a trecut o săptămână, o sună Ana. O că fata a mai venit? Nu, fata zice. N-a mai venit nimeni. Deci o săptămână de când am fost noi acolo, n-a mai venit nimeni. Rușii ăia au întrebat. A mai venit cineva? Nu, nimeni. Băi, ia uite. După vreo două săptămâni de zile, bă, între timp, ca să vă spun, între timp, ea acolo la restaurant, italianul ăsta venea la ea, la restaurant, la două zile, la două zile, Venea până la, la restaurant, mânca, stătea acolo frumos, consuma, vorbea cu ea, vai, te-ai decis, mergi la mine acasă. Bă, până i-a spus asta, auzi, te rog frumos, lasă-mă în pace, că eu nu merg să stau la tine. La casa aia, cam unde să stau? Te rog frumos, lasă-mă în pace, hai, lasă că uh, ai să accepti tu și o să vezi că noi facem o familie și o să fie bine. Bă, italianul să ținea de capul ei. Băi, fraților, băi, după vreo săptămână și ceva, două săptămâni, iar a început să audă la ușă. Băi, prima noapte a luat-o prin surprindere, până a ajuns ea la ușă să deschidă, ăla a fugit. Băi, ea ce-a făcut, Nu N-a mai spus la nimeni. Fata asta. A stat lipită de ușă. Următoarea noapte. Băi, țineți-vă bine. Fiți foarte atenți. Băi, s-a dus și a stat lipită de ușă. Și a zis, na, dacă vine, acum îl prind. Băi, și-a luat la ea un spray paralizant și uite așa s-a pus lipită de ușă și cu ochiul pe vizor. Și cum îl văd, pac, deschid ușa, trebuie să-l prind. N-are cum să fugă într-o fracțiune de secundă. Dar îl cu zice, nu o zburea, nu o zbura. Sau să dispară, să se evapore. Îl dracu încolo, că n-are cum să zboare. Îl prind. ni să se teleporteze. Băi, să duce fata asta, să pune vă lipită de ușă. Auziți? A pus lipită de ușă cu spray în mână. Cu ochiul pe vizor. Ea știa, între 12 și 1, ăla venea. Păi a stat. Voi vă dați seama, să stai în picioare, cu ochiul așa pe vizor, să te uiți pe vizor, de la ora 12 până la ora 12 jumate, o jumătate de oră, ea nu și-a luat ochiul de acolo. Bă, uite așa, stăteai să uita pe vizorul. Bă, voi vă dați seama, o jumătate de oră, băi, și cu șpreul la mână. Auziți, băi, frații. Băi, când aude la ușă, cioc, 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 a și deschis ușa, băi, și -a când a deschis ușa, Păi cine credeți voi că a văzut la ușă? Vă întreb eu, pe voi să văd dacă. Ha? Mulți dintre voi acum o să spuneți ceea ce am crezut și noi. Că italian. Nu? Normal. Că nu era el atât de prost să vină el personal la ușă. Băi, italianul ăsta a pus un african. Un negru. Că auziți? Păi, când a deschis rusoica ușa. Băi, cu cine s-a întâlnit ea față în față, așa că și el s-a speriat, s-a dat așa pe spate, s-a speriat când a văzut-o. Băi, un african, băi, un negru. Auzi imediat rusoica, i-a dat cu, cu, cu spray în ochi. Auzi, africanul, țipa și să fugă. Băi, că să fugă, bani perete, bani mașină, bani... Și a început rusoaică. Ajutor, ajutor, ajutor! A venit să mă omoare, ajutor! Băieții, pe stradă, băi. Bă, rușii ăia de peste drum erau acasă. Și au auzit! Băi, au ieșit ăia doi ruși. Băi, fraților, băi, și l-a luat pe africanul ăsta. El a vrut să fugă. Băi, ăla, italianul, plătise pe ăsta să vină să o terorizeze, bă, la ușă. Să-i bată la ușă, să o terorizeze. De ce? Ca ei să-i să facă frică, să ducă să stea acolo la el acasă. Bă, deci ce a gândit el? Tai să o terorizez, să-i să facă frică să stea singură acolo în casă și o să accepte să vină să stea la mine acolo acasă. Ia să duce să acolo, vă dați seama că ăsta venea peste ea acolo în casă. Vă dați seama ce ieșea acolo. Dar asta nu n avea nici de gând, nici, nici nu se gândea să aibă o relație cu italianul. Era mult mai mare, văd, decât ea. Și a spus, nu, nu accept așa ceva. Poate să-mi dea el și un milion de euro. A spus rusoica, nu accept. Că el nu dă un milion de euro să uite la mine și alea, nu, 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 nu și nu. Băi, fraților, băi, a dat-o la pușprei. A luat, să fugă în perete, în mașină. în perete, numai. Băi, au venit ăia doi ruși. Bărbatul la fata și fratisul al lui. Băi, și el ia pe ăsta, pe africanul ăsta. Și unde credeți că îl bagă? În casă. La rusoica. Păi câtă bătaie i-a dat la african. Că auziți ce i-a făcut? Pune mâinile jos, sunt tinse. Auziți degetele așa. Băi, și când îi la cât un călcâi așa cu... Pa! Încălcat, încălțat cu bocanci. Și... Pa! Peste deget. Băi, când îi la cât un bocan, auziți africanul cum făcea. Oh! Bă, ziceai că moare. Oh! Au gata că mă omorâți. băi urâit, zdrobise degetele, băi. A, te omorâm. Dai-mă așa să chemăm poliția. Ce accept să te batem noi? Să-ți dăm noi, să-ți dăm bătaie? Sau să chemăm poliția? Nu! Nu chemați poliția, nu! Ce, să nu chemăm poliția, vă chemăm? Cine te-a pus? Dar vă spun să nu chemați poliția. Bine, mă nu chemăm. Spune cine te-a pus. Italia, italianul că e nebunit după fata asta și a zis să-i bat la ușă în fiecare seară, să o terorizez ca să accepte să se mute acolo la el acasă. El m-a pus. El te-a pus, mă? Băi și al. Băi și alpa pe africanul într-o serie, pe negru ăsta. L-au bătut rușii. Bă, și rusoaica ce-a făcut, bă? A dat telefon la poliție. Băi, a dat telefon rusoaica la poliție. A venit poliția acolo. Ce s-a întâmplat? Dom'le, uite, l-am prins în casă. Să să -am pres am prins în casă, uite, fata asta când a deschis ușa, asta a intrat peste ea, veneam fiecare noapte, îi bătea la ușă. A, că nu, că eu doar am venit să bat la ușă și că, uite, mi-a dat cușpre. șpre... Păi de ce veni, mă? Poliția, în fiecare noapte tu să-i bați la ușă. Cine te-a pus? Băi, nici de-al dracu n-a mai vrut africanul să spună că italian. Și te-a spus și domnule, nu, ne-a spus că un italian care e obsedat de fata asta și uite Nu, nu m-a pus italianul, Auziți vă când a văzut poliția, i-a fost frică de italian să-l dea în gât pe italian. Nu, 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 că nu m-a pus. Asta i-a spus, știi, rusă. Ăsta, mă, nici de-al dracu n-a vrut să recunoască, bă, că e italianul. Auziți, mă, l-a luat poliția pe african, l-a dus la secție. Păi, acum Rusoai că a pus mâna pe telefon și îl sună pe italian. Păi ce credeți? A răspuns italianul la telefon. Cine este Pona? Da. Deci uite, l-ai trimis pe ăsta, L-ai trimis pe ăsta la mine. Cu cine am trimis eu? A spus el că l-am trimis eu? Cum că da, el mi-a spus. A declarat el la poliție că l-am trimis eu? Italianul. Pandit. Păi bineînțeles că italianul n are recunoscut. N-a recunoscut italianul că l-a trimis pe ăla. Băi, fraților, băi, ca bineînțeles că imediat a vorbit cu oameni pentru italianul ăsta să-l aranjeze. Dar ce credeți? Nimeni n-a mai dat de italian. Eu l-am sunat să vorbesc cu el, să mă o să mă întâlnesc cu el, știi? Știam unde stă. N-a mai dat el. Băi, m a dus la el acasă. Nu l-am mai găsit acasă. Deci nu l a mai găsit acolo. Peste câteva luni iară m-am dus. Nimic. Băi, pe bă, italianul ăla nu l a mai găsit. Probabil că a plecat și a mutat locul. Poate că el cu asta s ocupa, să agațe fete. Uite, ți-am cumpărat casă, stai acolo, punea mâna pe ea, o agăța. Pe urmă, ori l-a produs, ori alte gânduri ce avea el cu fetele alea. Deci italianul așa le captiva, le dătea bani, vrea să-i dea ceasul, ca ea să accepte ceasul, pe urmă el să aibă motiv, domnule că ți-am dat ceas, cadou, ale. alea. Deci el, sub orice formă, căuta să agațe fete. Și pe urmă vă dați seama ce urma, ori la produs, ori cine știe ce și cum, să câștige pe urma lor. Când a văzut el că nu merge treaba și ce a făcut, a tirat din zonă, a vândut și casa. Din aguadulțe care a cumpărat-o, a vândut și casa aia. Voi vă dați seama cât de nebun a fost ăsta că el a cumpărat o casă cu gândul că asta n-are cum să-l refuze? Dacă el îi spunea, trec casa pe numele tău. Dacă tu vrei să fii cu mine, trec casa pe numele tău. Deci el a luat casa aia ca să poată să pună mână pe rusoaică. L-a văzut că nu merge, a vândut și casa de acolo, a dispărut. N-a mai dat nimeni de el. Păi fraților, auziți aici, fiți atenți la vlogul următor. Mare atenție să vedeți ce vlog va urma și ce vloguri vor urma. Bă, din vlogurile mele aveți foarte multe de învățat. Foarte multe de învățat, să știți să vă feriți în viață. Și acum rămâne la aprecierea voastră dacă vreți să lăsați un like, că e gratis. Un like, o distribuire, să vă abonați, pentru că e gratis, să vă abonați la canal, să lăsați un like și o distribuire să ajungă cât mai departe vlogurile mele. Băi, vlogurile mele chiar merită o distribuire. Merită să fie văzute de cât mai multă lume. Mai ales cei din străinătate. Ca să știe ce se întâmplă acolo. Și nu numai în străinătate, ca asta se întâmplă și în România și... Trebuie să știți. Treaba asta, să vă feriți. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Dacă vă place ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like, o distribuire. Dacă vreți să mă salutați în secțiunea pentru comentarii, ne întâlnim și acolo, că ați văzut că vă citesc toate comentariile. Bineînțeles, vă dau like și inimioară și aveți tot respectul meu. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Că dacă aveți sănătate, le faceți pe toate. Să vă dea Dumnezeu toată sănătatea din lume. Numai bine, rău la nimeni. Și multă sănătate. Și ne revedem la următoarele vloguri. Țineți-vă bine să vedeți ce vloguri vor urma. Sănătate multă la toată lumea!